În cadrul proiectului Se întâmplă acum, IAŠTV Live a transmis în direct prima ediție a evenimentului Asaki și Armenii, ce omagiază personalitatea marelui cărturar. Evenimentul a fost organizat de către Uniunea Armenilor din România, sucursala Iași, împreună cu Universitatea Tehnică Gheorghe Asaki. Suntem astăzi în plină desfășurare a Zilelor Universității. Zilele Universității sunt legate de Asaki. Noi, cei care ne desfășurăm activitatea sub imaginea lui Asaki, Duhul lui Asaki ne urmărește în permanență, am încercat tot timpul să-i cultivăm imaginea în diverse moduri. Despre Gheorghe Asaki însă, e mai presus de îndoială. Imaginați-vă că acest om a tipărit carte în limba armeană. În tipografia albină exista o secție de tipografie armenească, unde a tipărit abecedare și cărți de rugăciuni în limba armeană. Unirea dintre noi și unii și alții a făcut ca acest minunat oraș să fie așa cum este. Fără aportul semnificativ al vostru al armenilor, niciodată nu am fi ajuns unde suntem, niciodată Iașul nu ar fi ajuns pe regia pe care am. După seria de discursuri a urmat și un moment artistic susținut de către soprana Marina Porumb. Evenimentul intitulat Asaki și Armenii a avut loc în cadrul Zilelor Universității Tehnice Gheorghe Asaki, care se desfășoară în perioada 9-19 noiembrie.